ce râzi, băiatul, mama? Știi ceva? Ce, ți-am să nu mai stai de atâtea ori pe calorifer? Bună dimineața! Bună dimineața la 11, da. Eu am terminat o mazăre de făcut. Ne-am trezit pe la vreo 8 și ceva. La 9 jumătate trebuia să mă duc la un ghid, dar nu m-am dus, că m-a anunțat de ieri că are niște treabă fata în oraș și o să-mi facă unghiile ori azi după amiază, ori mâine, sâmbătă, adică. Ieri, joi, nu am filmat deloc, nu m-am simțit bine, m-a durut capul mai toată ziua, m-am simțit rău și nu am avut chef să filmez. Am stat mai mult liniștită prin pat, am mai făcut de mâncare, a venit la mine tatăl meu și nu am avut dispoziția să filmez, că na, când te doare capul, nici acum nu mă simt așa de bine, nu știu ce se întâmplă cu mine. Mă simt așa moleșită, probabil și din cauza vremii. Am terminat mazărea. Am scos niște piept de pui la dezghețat să fac pe grătar. Afară la noi ninge, ninge mărunt. S-a făcut frig. Și da. Mă oftic că nu m-am dus la unghii la 9:30. M-am săturat să mă chinui și să stau, să mă rog, să văd cum mă programez și cum mă programez, să stau să depind de fiecare care cum să vină să stea cu copiii, că haiu putea să stea cu copiii până în ora 12, soacra mea putea să stea cu copiii după ora 3:30. Și asta, fata asta e ocupată, că are și alte cliente, mai are și alte treburi de făcut și niciodată nu mă nimeresc să mă duc și eu să-mi fac unghiile la timp și să-mi fac unghiile fără grabă și fără stres, da. Sunt fete care fac unghiile acasă, la un moment dat cred că o să-mi fac programare la o fată care face unghii acasă și o să vină să-mi facă. Eu aici la fata asta dau 50 de lei în fiecare lună. La început construcție e 60 de lei și după aia în fiecare lună dai câte 50 de lei. Și fetele care vină să facă unghii acasă iau undeva la 70-80 de lei ca să scoată transportul. Mă gândesc că vin cu taxiul. Mi-e teamă să mă duc la o altă fată pentru că nu știu cum îmi vor sta unghiile, dacă îmi vor sta, dacă mi se vor deslipi, cum va fi. Dar până la urmă, dacă văd că nu mă descurc așa cu programarea, eu nu pot să-mi fac o programare cum ar veni cu o săptămână sau două înainte pentru că nu știu cum e soțul meu acasă, nu știu cum e soacra, nu știu cum e haiu, nu știu cum e tata, nu știu cum e socru, nu știu cum sunt toți ca să poată să vină să stea cu copiii. De exemplu, astăzi socru a intrat de tură, tata merge la muncă, haiu merge la muncă, soacra e deja la muncă, deci, da, e ciudat. Și să vedem, cred că mai mult ca sigur mâine mi le face. Și da, și vremea asta ciudată așa mă moleșește. Ieri am dormit cu Marc de la ora 1, jumatea amiaza până la 4 și ceva. M-am trezit, zici că eram biată. Mi-era un somn că de asta m-am pus să dorm. Și când m-am trezit mai rău. Da. Bubițe din astea mie sunt continuu și aici și pe mână. Eu nu sunt asigurată ca să mă pot duce la urgențe. Am sunat astăzi la un dermatolog să văd dacă are liber. Un dermatolog bun de la noi din Brașov are liber tocmai marți dimineață. Am vorbit cu doctorița care mă duc la Marc. I-am trimis poză pe WhatsApp și mi-a spus că trebuie să mă vadă un dermatolog, deci cum ar veni nu am varicelă, rujeolă sau din astea, nu am nici alergie alimentară, nu știe de la ce este, trebuie să mă duc să mă vadă un dermatolog. Și v-am zis, am sunat astăzi și mi-a zis că dorm marți dimineață. Dermatologul ăsta la care am vrut să mă duc e până la 12:30 avea program, nu mai avea liber, alți dermatologi care sunt, nu știu dacă sunt buni și mi-e frică să mă duc să-mi dea orice tratament aiurea, pentru că eu alăptez și sigur îmi va zice să întrerup alăptatul, poate și medicul la care mă voi duce, eu nu o să întrerup alăptatul, o să mă dau în continuare cu mixtură mentolată și cu cremele care le mai am prin casă, fenistil, gel și
ce mai am pe acolo, care e special pentru urticarii din astea, și alăptatul nu-l întrerup, pentru că vor ei să-mi dea un tratament. Mai o doctoriță care se zicea că e bună de la noi din Brașov, Anca Jian, când am fost la ea cu Marc, mi-a zis că are ceva și când am ajuns la alergolog mi-a zis că are altceva. Deci, efectiv, nu mai am încredere în medici, nu mai știu la cine să mă duc și pe cine să cred. Da, și ia să-mi dau eu pe emisiune, că mi-a început emisiunea. Puterea dragostei. Marc, ce face băiatul? Inimioara! Ce e o mamă? Injecție! Oh, Marc, îți faci injecție! Să nu îl apeși, mama. Tu îi apeși prea tare, sărăcuțul. Mai încetul, da? Uite cum se uită și el mititelul. Încetul. Uite cum stă ca un pui, zici că are gâtul băgat așa. Dar ce faci, dragoste? Ce faci, iubire? Marc? Nu bagi în seamă pe mama? Măcuțu? Ce face gândățelul? Ma? Gândățelul? Ma, iară hârâie în piept. Așa hârâie până tușește și după aia se rupe și nu se mai aude. I-am dat să mai înainte siropul ăla alerdep. Sperăm să-i treacă, Doamne, că așa m-am săturat, să fie și el bine, să nu mai tușească. El bine e! Bună! El bine e, doar că tușește și are hârâiala asta în piept. În rest, nu-i curge nasul. Haideți în cameră la mine. Nu are treabă. Hopa! Uite, așa, are tuse productivă. Hai să vă arăt ceva, ce pe tine, ce bebeluș cel mai mult. Bebelușul ăsta îmi place cel mai mult, dar și fratele meu, ăsta e de la mama, e din Italia. Da, le-a trimis doi la amândoi ca să da. Nu se supere. I-am scris aici. Bebe. A, păi nici n-am mai închis patul aici la dormitorul ăsta, s-a desfăcut că la amiază vin și-l culc pe Marc aici. Seara venim și ne culcăm direct și hai nu mai are rost. Păpușă tunsă de mine. Da, o păpușă ai tunsă, ai făcut-o urâtă. Da. De ce a prins becul? Că se vede. Încă se vede mai bine cu becul închis, că nu bate. Uite afară, s-a norat. Ce era așa de fain. Marc! Mama a zis că mai târziu ieșim, dar uite că s-a norat. Și eu de la... Ia uitați ce ninge la noi, s-a pus pe nins ca lumea. Și e frig afară. Ninge tare.
Da, s-a schimbat vremea și eu care mă gândeam că vine... Bună! Bună! Mă gândeam care vine primăvara, dar nu. Acum, vedeți, nu e nicio zăpadă înainte, nu era. Dar acum, acum e. Se... Da, se pune zăpada. Marc mănâncă un măr. Da, dar mai mult îl mușcă și îl scuipă pe jos. Da. Marc, ce faci tu? Mama! Da. Mama, stai pentru mine? Da. Mulțumesc! Ia să văd dacă ai făcut căcuța. Nu. N-ai făcut. Și am pus să fac un piept de pui la grătar. Să-mi fac cu salată. La amiază am mâncat mazăre. Am făcut o olicică așa mică de mazăre, fără carne, foarte bună. Vă recomand mazărea de la Bonduel, la, nu la pungă congelată, la cea la cutie. Adică, mama se referă la... Da, du tu cutia, bravo. Și imediat să-mi fac aici, am pregătit salată verde cu parmezan. Mai pun piept de pui, un pic de ulei de măsline și un pic de sare și asta e mâncarea mea. Da, din asta, mai zic din asta. Și mi-am făcut și mie și lui Selena Nesquik. Am văzut la televizor reclamă cu cacao cu lapte. Și eu am zis unchiul meu să ne ducă la ăsta, la panini și așa că mi-a făcut rău și... I-a făcut poftă, da. A venit și... unchiul meu să ne ia să ne ducă la panini. Unchiul meu, Doamne ferește, fratele meu. Să ne ia să ne ducă la panini și... Eu i-am zis că nu mai ies afară, că ninge, e frig, nu am chef. Chiar n-aveam chef să stau să mă îmbrac și să-l îmbrac și pe Marc cu fâșul și cu astea, nu. Și asta mică când a plecat, el a zis că hai că plec, atunci a zis, nu, că vreau panini. Și a zis, nu, ai făcut poftă la fată. Și a zis că... Du-te și cumpără-i panini. Și a cumpărat și mâncăm amândouă, jumate ea, jumate eu. Și ea, mama a zis că... Ce te-a mâncat limba? Păi așa i-am zis, ce te-a mâncat limba, că eu nu vreau să-i dau să mănânci așa ceva, uite, făceam piept de pui la grătar. Păi, așa i-am zis, ce te-a mâncat limba. Da, limba știu ce înseamnă, adică că zici. Păi da, asta înseamnă. Uite, ninge tot mai tare. Mie îmi place când ninge doar prima ninsoare atunci înainte de a veni Crăciunul, da, dar da, așa da. Acum când mă uit nu mai îmi place frigul. Nu, nu îmi place fiindcă e, se îmbracă gros, până se îmbracă gros îl dezbracă iarăși, mai bine se face val și îl îmbracă el și gata. Păi, vara ai luat pe tine copilul cum e îmbrăcat, în da, tricou sau ce e, dacă vrei să-l schimbi, dacă nu îl... Ce faci? Ce-i la gura ta? Da. Mi-ai făcut măr peste tot. Până... Hai că facem papa, da? Uite, dăm cărniță la băiat acum să pape. Îl îmbraci mai bine. Uite, a aruncat mărul, că a văzut că fac mâncare. Uite cum face. Mai bine să nu vii la papa. Asta. Mai bine îmbrăcai. Ce arunca mărul? Subțire așa și gata, nu? De ce arunca mărul? De ce arunca? Uite ce-i la gura ta. Stai. Nu-i voie. Să-mi dragi cuțitul. Ai văzut că fac mâncare și deja nu mai vin. Păi ai răbdare, dragule, să scot să se răcească. Papa, vezi? Niam, niam, niam. Vezi ce papa face mama? Cărniță. Marc, când vede papa, face... Da, face din guriță. Da, și acum ce atent e la mâncare. Vede că scot carnea. Nu e voie, că frige. Doare arăt. Oh, că l-ai dat cu capul în telefon. Și nu-mi place să fac piept de pui la grătar, sau adică lucruri pe grătar. Pentru că face fum în casă. Papa! E uf, 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 uf. Și acum, am plecat descalificată sau are posibilitatea de a întoarce? Cum se va întoarce? Hai să le ne luăm cu Bogdan. Wow!
Ce, mama? Mama? Copilase! Copilase! Ce, macu, ce faci asta cu ochișorii? Eu cu Seni ne-am pus să mâncăm niște cereale cu lapte. E 8 ceasul. Marca a dormit. A adormit de vreme. Era obosit că s-a trezit la 1:30. Astăzi n-am mai reușit să merg la unghii și mâine la 1:30 m-a programat. Mâine fiind sâmbătă. Și da. Mănânc cereale și mă duc și mă bag în pat lângă el. Nici astăzi nu m-am simțit bine. O să fie cam scurt vlogul de astăzi, sper că nu vă supărați pe mine, dar nu m-am simțit bine, n-am fost în stare să filmez, nu știu ce e cu mine. Și da, vreau să mă mulțumesc tuturor că mă urmăriți și că v-ați abonat la canalul meu. V-am pupat cu mare drag. Pa, pa!